Noroc, oameni buni! Avem o nouă serie, Caut Casa. Calul paște iarbă, noi să o fumăm. Vorbă din popor, da? Avem peretele din piatră, avem lemnul expus, avem pe fiecare cărămidă forma unui măr. E weekend, e duminică, e o zi minunată, în care cel mai potrivit lucru pe care îl putem face împreună cu echipa noastră, împreună cu Mihai, cu Vadim, este să ne întâlnim cu oameni frumoși, să socializăm în afara Chișinăului și poate punem baza unui proiect nou, pentru că așa se întâmplă lucrurile. Și totodată vom completa aceste discuții, acest timp petrecut frumos, cu un pic de arhitectură pe care o să vă arătăm și vouă aici, la Crama Mircești. Hai să vedem ce avem. Și aici hai să căutăm ideea acum împreună. Ce putem implementa la noi acasă, dacă vrem să ne creăm și noi, să ne construim o casă la țară, deși casa asta poate fi ușor amplasată și pe undeva prin Poiana Domnească, dacă vreți, sau prin Stăuceni, sau pe la Băicani, unde vreți voi, unde aveți terene. Avem pereții din piatră, piatră naturală. Avem grinzile, eu bănuiesc că ele sunt din metal, dar sunt acoperite cu lemn, așa încât să ai impresia că sunt foarte late dintr-un lemn masiv. Avem foarte mult lemn. Lemn, piatră și sticlă. Pietrișul ăsta, care e iarăși suficient de crud, nu e o piatră scumpă, e o piatră măruntă de râu. Avem ventilațiile aici, de jos, și avem niște butoaie. Ia uitați-vă, acolo avem o căsuță veche, 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 cât de mult se completează una pe cealaltă. Și hai să vedem ce avem și în interior. Avem metal. Metal, sticlă și cărămidă. Și cărămidă pe care nu știu dacă am mai întâlnit-o undeva. Sunt curios și o să întrebăm proprietarii care nu sunt pe loc acum, cum au apărut aceste mere pe această cărămidă. Avem pe fiecare cărămidă forma unui măr. Eu bănuiesc că ăștia de la Apple și-au pus amprenta și aici la Mircești, în Moldova. Dubios, dar poate fi adevărat. Hai să vedem ce avem aici. Partea de sus, dacă tot ținem de aspectul industrial, trebuie să avem acolo metal. În aspectul industrial, iată aici, avem pe bune. Avem alamă, da? Avem cupru la întrerupătoare. Avem cupru. Și pentru a repeta același lucru pe tavan, păi avem și aici, ca și cum, cupru. Dar sunt țevi simple, care sunt vopsite în culoarea alamei. Reclam, nu e pauza. V-ați venit la băut, da? Nu, mă, și mă gândeam că vreau flori în cameră să fie frumos și ele au părut. Au părut. Știți cum e, mă simt? Parcă nu întâmea și tu vin oaspe sau nu întâmea. Azi așteptăm să cunoaștem mirele. Toți pereții din cărămidă holo, dar înăuntru, în camere avem pereții din aceeași piatră. Și știți, v-am menționat că nu sunt izolați. Păi iată, e același perete, avem adâncimea de 60 de centimetri și în rest totul e lăsat, cu excepția acestui perete care e zugrăvit pe interior, avem lăsat cărămida, avem peretele din piatră, avem lemnul expus pe interior și avem ieșirea la terasă. Și avem o baie aici. Hai să vedem ce avem în baie. Avem chiar și betonul expus acolo sus și neșlefuit. Exact cum a fost turnat, așa și-a fost lăsat. Și avem baie. Voilà! Puteți să vedeți ce avem aici. Da, cabină de duș. Și aici avem cărămidă. Baie. Baie simplă, o baie, că baie. Mihai, de să arătăm un burlac aici. Vadim, e bun? Da, îi place. Și eu, e că nu-s burlac, dar tot îmi place. Ai vrea să burlăcești. Și aici avem ieșirea la balcon, da? Haideți să vedem ce avem aici la balcon. Ieșim și în terasă.
Bun. Aici la terasă e foarte bună accesibilitatea spre vecini sau spre vecine. Nu e atât de complicat să sari gardul, de exemplu. E voilà, ești acolo unde trebuie. Poți să sari pe deasupra, dacă ești mai atlet, mai desăvârșit. Sau poți să mergi acolo unde ești ademenit de un pahar cu vin, dacă toți suntem la cramă. Ia ca de exemplu aici, am găsit lume. Am găsit lume. Am trecut și le-am spus bună ziua. Am fost suficient de politicoși încât să merităm probabil... Mulțumesc că ați înțeles! Ați înțeles cât e de important în arhitectură să puneți accent pe accesibilitatea către vecini, oameni buni! Vreau să vă mai arăt, vin să ieșim prin camera vecinilor și să le arătăm oamenilor un pat care e diferit. Asta e un pat din metal. Avem un pat din lemn masiv, unul care se încadrează perfect în acest interior. Și dacă ne aducem aminte de unde am pornit, acolo vom ajunge prin această ușă. Cum nu ne-am întoarce, cercul se închide tot aici. Oameni buni, noi am ajuns la această cramă datorită unei prietene de-a noastre care au hotărât că e important în weekenduri să facem întâlniri deosebite prin care să avem oameni valoroși în jurul unui rug, să ne îndepărtăm de oraș și să socializăm, să ne simțim bine, să împărțim idei. Suntem aici la Crama Mircești și cu acest tur, seara noastră sau ziua noastră abia începe. Iată, stilistica asta de... Noi o întâlnim la șaleurile din Franța, o întâlnim în Toscana, în Italia. Și totodată noi filmăm despre case scumpe și super sofisticate, cu fațade ventilate, nu știu de pe unde aduse, dar piatra asta, lăsată, așa expusă, eu uneori stau, mă uit la ea și dacă materialul e unul autentic, e piatră, crudă, mie mi se pare că el totuși atrage privirea, atenția și îți dă un confort. Dacă voi vreți să vă construiți a doua casă, de exemplu, casă de vacanță, poate nu foarte mare, unde să mergeți să prindeți un cămin, să puneți un lemn pe foc, să vă bucurați de o atmosferă când ninge sau plouă afară și voi stați la cald, cu sticlă mare prin care să vezi ce te înconjoară, cum sunt aici dealuri, păduri, asta n-are preț. E simplu și cu impact. Și eu sunt bucuros că eu sunt azi aici. Tu, Mihai? Tot. Tu, Vadim? Eu sunt foarte mulțumit și excitat în sine, sufletește. Vadim, tu ai să ne cânti la gitară, așa e? Ești cu noi și noi suntem cu tine, te susținem. Dacă trebuie o chiatră, noi nici o scoatem din fundament. Și ți-o dăm la casa ta. Noi luăm de jos și punem în buzunar. Dar eu mai sunt gata să-și pun umărul și să ridic piatra, să te ajut să o clădești. Dar tu, Mihai, ești gata să-l ajuți pe Vadim să-i clădești? Eu îl susțin când astea și sete, îi aduc o cană de apă. Ne-a lămurit, mai cu scurt. Mihai, eu cred că el trebuie să-și deschidă o firmă de îmbutelire a apei. El întotdeauna nu pune mâna, el aduce o cană cu apă, asta e max. Cană cu apă, e cel mai principal. Da? Noi vinim. Asta trebuie să fie în seria noastră, ca o casă fără microfon, fără înregistrare, ce? Ca să fie asta.